Dragi oameni, consider un privilegiu hăruit de Dumnezeu să fim din nou în școala din Emaus. Așa cum spuneam la ultima ocazie de studiu în care ne-am delectat cu evanghelistul Marcu și cu modul în care el a povestit relația și experiența lui cu Domnul Iisus, iată că suntem în măsură să începem un nou ciclu de lecții biblice, de studii biblice. De data aceasta să-L descoperim și să descoperim modul în care Sfântul Evanghelist Ioan ne povestește ceea ce l-a inspirat Duhul Sfânt să scrie și a rămas ca Evanghelia după Ioan. Aceasta este tematica acestui trimestru și vă încurajez ca oriunde sunteți să căutați o biserică adventistă de unde să faceți rost de acest ghid de studii prin care să puteți să aprofundați și împreună cu ceea ce facem noi aici, să putem să înțelegem frumos ceea ce ne spune Evanghelia după Ioan. Așadar, procedem la debutul Evangheliei după Ioan, împreună cu cei doi invitați ai mei. Bine ai venit, Lucian Găscan. Mulțumesc, mă bucur și eu că sunt bun în Rona. Ștefan Al. Bine v-am regăsit. Imaginați-vă că sunteți într-un muzeu de artă. Spre exemplu, ghidul nostru ne recomandă să ne gândim că sunteți în muzeul din Teheran și acolo admirați un tablou în care un peisaj din Elveția, un peisaj frumos, este expus publicului și fiecare merge în fața tabloului și analizează, privește, se uită. Și imaginați-vă că sunteți doi turiști care vizionează acea galerie de artă. Uitându-te la tablou respectiv, unul din voi, doi, se uită la imaginea de ansamblu. Ce frumos sunt munții, ce frumos este cerul, apa, în sfârșit. Iar celălalt se orientează pe detalii. Ce culori, câte noduri sunt folosite în tablou respectiv. Exact așa ne plasează Ioan în Evanghelia în Evanghelia lui. Pe de o parte, vrem ca în acest trimestru să descoperim imaginea de ansamblu, care este Domnul Iisus, dragostea Lui și lucrarea mântuitoare, și pe altă parte sunt acele elemente de detaliu, mărunt și bine scoase în evidență de Ioan. Haideți să trecem la acest debut al Evangheliei. În viața cotidiană, și titlul lecției noastre de astăzi, lecția numărul 1, este Semne care arată calea. Așadar, în viața cotidiană avem nevoie de semne, cel puțin în circulație, nu? Ca să ne asigurăm că suntem pe drumul cel bun. Și Evanghelistul Ioan ne spune că Iisus a făcut semne și nu puține. Și vom vedea în trimestrul acesta, vom analiza cu lux de amănunt aceste semne. Întrebarea ar fi ce rol au avut minunile, semnele acelea pe care Domnul Iisus le-a făcut, atâta vreme cât El era Mesia și El s-a promovat ca Mesia, s-a promulgat ca Mesia, s-a arătat ca Mesia, a venit ca Mesia. Și mai mult, Vechiul Testament, profeții din Vechiul Testament arătau lucrul acesta. De ce a mai fost nevoie de semne și minuni în sensul acesta? Și dacă ați putea să vă referiți, ce părere aveți de minunile existente astăzi, în urma cărora se umplu bisericile? Și mă refer la bisericile carismatice, unde se fac tot felul de minuni, de vindecări, de semne și așa mai departe, cad oamenii pe jos. E acolo puterea divină în spatele acelor semne? Spune la început că Ioan este evanghelistul care dă mai multe detalii cu privire la viața Domnului Iisus. Mărturisesc că dintre toți patru, Ioan este cel mai apropiat de sufletul meu. Mi se pare cel mai intim, pentru că a fost acolo cu Iisus aproape mereu. Și sunt detalii care celelalți patru evangeliști niciodată nu le menționează. Referitor la întrebarea ta, cred că toți am făcut călătorii mai lungi și atunci când facem o călătorie lungă, avem nevoie de niște semne care să ne arate că suntem pe drumul cel bun. Ne neliniștim atunci când vedem că nu mai vedem semnele unde spre destinație. Dar semnele Domnului Iisus
Sunt mai mult decât semne de circulație. Da? El avea omenirea pentru a-i face pe ucenicii de atunci și pe noi cei de astăzi să înțelegem că El este Mesia. Fără doar și poate. Gestionarea semnelor totuși e o treabă foarte complicată. Dacă ne uităm în Scriptură, prima minune care a făcut-o cineva pe pământul acesta n-a fost Dumnezeu. Da? Prima minune a avut loc în Eden, atunci când șarpele a anticipat puțin mișcarea lui Dumnezeu și a fost primul care ce a făcut? A făcut o minune. Un șarpe vorbea. Acum, viața noastră de obicei curge în niște limite normale, cotidiene, nu? Dumnezeu a pus aici niște legi și noi ne mișcăm după ele, fără prea multă agitație, fără prea multă spectacol. Acum, biserica de-a lungul istoriei a profitat enorm de pe seama minunilor. Dacă ne gândim la icoane care fac minuni, dacă ne gândim la icoane care plâng, dacă ne gândim la apariții miraculoase ale Mariei în diferite locuri, vorbind oamenilor și așa mai departe. Și totuși, parcă astăzi, cum spuneai tu, bisericile evanghelice și carismatice, manifestarea asta minunilor este aproape săptămânală. Vorbeam cu un băiat cu care lucram, el este din Honduras și merge în Madrid la o biserică evanghelică. Și mă întreba dacă la noi au loc astfel de manifestări. Și atunci, niciodată. Păi cum, la voi nu sunt oameni posedați de... Nu. Păi la noi, fiecare duminică, pastorul apare acolo cineva și e posedat, spun ei, da? Și pastorul îl scoate demonul din el. Și am văzut și eu și am văzut și voi cu toții ce se întâmplă în astfel de biserici. Când e un spectacol grotesc, aș putea spune. Uh-huh. E un circ. Da? Pastorul ăla vrea să vină spre el, care chipul e demonizat, și pastorul cu o putere miraculoasă care o are în mâini îi pune o linie până aici să vii. Da? Iisus n-a avut astfel de manifestări. Cu siguranță că Iisus nu este acolo. Da, mulțumesc, Lucian. Complementând ceea ce a spus Lucian, mi-a plăcut foarte mult ideea de minuni ca spectacol. Eu văd o diferență între semne și minuni. Uitându-mă cu atenție la Evanghelia după Ioan, și totul a pornit de la pregătirea unei predici pentru o nuntă, și acolo mi-am dat seama de un detaliu. Vreau să vă citesc din Ioan 20, spune: Iisus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, semne care nu sunt scrise în această carte, însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Conform ceea ce spune Ioan aici, Iisus a făcut o serie de semne, și acum uitați-vă, semnele acestea au produs credință, credință care la rândul ei dă viață. Deci găsim aici această triadă de semne, credință și viață. Acum, ce vrea să spună Evanghelia după Ioan când folosește semne? În limba greacă, cuvântul pentru semne, semeion, și m-am uitat la semantica cuvântului, care înseamnă ceva care asigură, constată și confirmă. Semnele acelea, repet, asigură, constată și confirmă. Minunile sau miracolele sunt în general manifestări de putere, care sunt diferite de ceva care constată, confirmă sau asigură. Acum, semnele sunt acțiuni care confirmă prezența lui Dumnezeu și măresc sau trezesc și mai mult credința în cei care le observă. Semnele sunt mai sporadice, pentru că Dumnezeu nu vrea să-l seducă pe om pentru a crede. Pentru a crede, omul trebuie să observe, trebuie să audă, trebuie să evalueze. Țineți cont, credința vine în urma auzirii cuvântului. Okay? Semnele disipează anumite confuzii care sunt. Ele nu sunt un fundament. Ele sunt, dacă vrei, spuneam noi în spaniolă, un empujon. Când te-ai blocat un pic și nu știi încotro să mergi. Dar semnele nu pot lua locul studiului
al observației și al deciziei personale. Aduceți-vă aminte, într-un context din cartea lui Isaia, într-un context de confuzie spirituală în care oamenii mergeau la cei care făceau semne și minuni, la morții care vorbeau, la etc., ce le spune Isaia? La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa sau dacă nu vor urma rețeta aceasta, principiul acesta, nu vor cunoaște lumina. Asta înseamnă că semnele nu sunt cele care ne călăuzesc să știm unde este Dumnezeu sau dacă este prezent Dumnezeu acolo, ci semnele sunt cumva o confirmare a ceea ce eu deja am găsit în cuvânt, în lege și în mărturie, așa cum spune aici. Să nu uităm că în Evanghelie găsim de foarte multe ori că Iisus le spune, îi condamnă pe cei care caută semne și minuni. Deși semnele pot să devină un scop în sine, care să îl facă pe om să evite studiu și să se bazeze doar pe semne. Ce spunea Luci? Deci semnele ar trebui să fie primordiale în relația mea cu Dumnezeu. Corect. Spectacolul religios, nu? Și să nu uităm că în contextul minunilor, acolo minunea nu depindea de cel care o făcea, și asta e partea frumoasă la Iisus. Iisus spunea, facă-se după credința ta. Nu era că Iisus făcea un spectacol, veneau, facă-se după credința ta. Dacă omul nu credea, spune că același Iisus care făcea minuni într-un loc, a ajuns într-un alt loc și n-a putut face nicio minune. Decât a venit ca 2-3. 2-3 care aveau credință. Și ca să termin, Biblia confirmă că în contextul sfârșitului vor avea loc tot felul de manifestări și de minuni și puteri mincinoase, spune Scriptura, dar în acel context al sfârșitului, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus bazată pe Scripturi sunt cei care vor rămâne lângă Dumnezeu. Și vor distinge semnele și își vor da seama și de semne și de minuni. Exact. Mulțumesc, Ștefan. Haideți să vedem prima minune pe care o relatează Evanghelistul Ioan și se pare că este prima minune pe care a făcut-o Domnul Iisus. Este cea de la nunta din Cana Galilei. Ioan precizează că obiectivul principal al acestei minuni nu erau mulțimile, ci ucenicii. Da? Ca ucenicii să creadă în el, având în vedere că era la începutul, era vorba de debutul lucrării lui împreună cu ei. Ce rol a avut această primă minune? Mai întâi pentru noua familie și apoi pentru ucenici, știind că erau la începutul aventurii lor cu Domnul Iisus. Și intrând mai profund așa în minunea asta, de ce apa în vin? Avea vreo semnificație? Erau evrei acolo. Ne gândim la Vechiul Testament, la semnificațiile apei, semnificațiile vinului. De ce această transformare apa în vin, cunoscând de fapt că ei erau cumva familiarizați cu aceste simboluri? Mă întorc la ce spuneam. Semnele, semeion, sunt un instrument care asigură, constată și confirmă. Ori, în relatarea despre nunta din Cana, termin așa Ioan. Iisus a făcut acest început al semnelor, deci nu vorbim de minuni, că tendința ar fi, a transformat apa în vin, o minune. Iisus a făcut acest semn, început al semnelor lui în Cana Galilei și a arătat slava, iar ucenicii au crezut în el. Evidentemente că acolo nu a fost o beție și ucenicii s-au luat toți la brațe. Hai cu Iisus, că cu ăsta e bine de mers, că uite, mereu o să ne ofere tot ce avem de băut. Deci nici cum nu era vorba de un vin alcool. Nu cred că era vorba de vin alcool. De vin alcoolic în contextul în care înțelegem noi de 12-13 grade. Majoritatea vinurilor din contextul acela ajungea la 4-5 grade, pentru că se oțetea foarte repede, n-aveau posibilități de a păstra vinul așa cum ne imaginăm noi. Dar dincolo, acest detaliu mi se pare chiar mai puțin semnificativ, pentru că eu cred că cheia mesajului din Ioan 2 se găsește în versetul 6, care spune: erau acolo 6 vase de piatră, după obiceiul de curățire sau purificare a iudeilor, în fiecare încăpând aproximativ 120 de litri. De ce cred eu că cheia se află aici? Și fac o mică paranteză. Când am spus că e mai puțin important, în contextul larg al Scripturii, Biblia nu recomandă consumul de alcool, evidentemente. Închid paranteza. Practicarea curățirii sau a purificării se afla în esența religiei iudaice, în secolul 1. Și găsim inclusiv pe esenieni
care în fiecare zi făceau băile ritualice, se scufundau în apa respectivă ca să se purifice. Deci era o chestiune ritualică, purificatoare. Acum, era extrem de important să te purifici, mai ales în contextul acela, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu depindea de purificarea ta. Și acum, uitați-vă interesant, că erau acolo 6 vase, dar cum erau vasele? Goale. Erau goale. Asta înseamnă că ei mai înainte s-au purificat. Nu esenienii se scufundau în apă, dar toți ceilalți se spălau pe mâini, pe față. Oricum foloseau apa. Foloseau apa respectivă, de aceea și vasele erau acolo goale. Au făcut lucrul acesta la începutul ceremoniei, tocmai pentru a câștiga favoarea sau binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar aici e partea interesantă, cum descrie Ioan. Până la urmă, ritualul acela de purificare n-a servit la prea mult. Pentru că au apărut probleme. Cele 6 vase care reprezentau ritualurile și tradițiile religioase nu puteau fi o soluție pentru problemele reale cu care oamenii se confruntă. Și acum vreau ca să vedem lucrul acesta și din cheia Evangheliei pe care Iisus o prezintă comparând cu în ce se transformase religia iudaică și care era accentul pe care se punea în contextul lui Iisus. De mai multe ori apare în Evanghelie aluzii cu privire la ucenicii tăi nu s-au spălat pe mâini. Nu era că spălarea pe mâini din contexte dintr-o perspectivă de sănătate, de igienă din contextul nostru. Așadar, cele 6 vase, din perspectiva, așa cum înțeleg eu, vase de piatră, nu erau decât o reprezentare a tradițiilor și a ritualurilor religioase, niște, dacă vreți, goale, erau niște forme goale, reci și grele. Dacă facem un calcul matematic, vreo 600 ceva de litri, se spălau cu apa asta și tot impuri, erau tot, corect, tot necredincioși, că până la urmă l-au pus pe cruce pe Domnul, că s-a scutat toată apa lor. Și apa de purificare reprezenta religia și interesant că Iisus transformă apa religiei în vinul bucuriei de la nuntă. Și, de fapt, ce avea loc acolo era, dacă vreți, o reprezentare a cum își dorea Iisus să fie relația dintre Dumnezeu și credincioși. Acesta este motivul pentru care mai târziu îl găsim că face aluzie. Împărăția cerului se aseamnă cu, nu cu o mormântare, cu nuntă, aluziile care le face. Dar și termin cu ideea aceasta, să nu uităm că Iisus spune, reprezintă Evanghelia ca vinul cel nou, care nu poate fi ținut în burdufuri vechi. Chiar și vinul acela făcut la nuntă a trebuit scos și dat oamenilor. Nu era pentru a fi păstrat, era pentru a fi împărtășit. Da, mulțumesc, Ștefan. Da, dacă până la botez Domnul Iisus trăise o viață destul de anonimă, destul de discretă, din când în când, poate cu scripiri ale divinității sale, venise timpul. Știți că în Evanghelie se spune, a sosit vremea. Uh-huh. Da? După botez, ca Domnul să se manifeste divinitatea. Și întrebați de ce oamenii aveau nevoie de un semn, de ce ucenicii, de ce poate familia, de ce cercul intim de prieteni aveau nevoie de un semn. Pentru a le arăta cu adevărat cine este. Apreciez enorm discreția Domnului Iisus la această minune. O apreciez enorm. Nimic din ceea ce vedem astăzi sau se practică astăzi. Da, Domnul la masă îi se spune că Maria îi spune că s-a terminat vinul și el doar privește, nici măcar nu se ridică să facă o scamatorie acolo, da, să arate că el cu adevărat a transformat apa în vin. Mai mult el este doar chemat, invitat. Da. Nu, vreau să spun, Maria îi spune, nu mai au vin, da? Ne facem de rușine. Probabil că erau și familiari, ne facem de rușine. Și Domnul îi spune, umpleți, da, să umple vasele, să umple vasele de piatră. Domnul spune, soroaie, doar privește către acele vase de piatră și nici măcar nu se ridică de la masă pentru a face minune. Da, să fună, da, să facă... Să pună degetul. Nu, doar atât. Ce trebuiau să înțeleagă ucenicii, cei care erau cu Iisus? Trebuiau să înțeleagă analogia cu privire la ceea ce spusese Moise cu ceva mii de ani în urmă, da? Cât, pastor, cât a trecut de la Moise până la Iisus? Aproximativ 1450. Da? Și Moise le spusese, va veni un proroc ca mine, de el să ascultați. Da? Moise transformase și el apa în altceva în Egipt, prin plăgile Egiptului în sânge
și acum Iisus o transforma în ceva care putea să dea, să dea viață, să sucul purat al strugurilor. Și e frumos că, cum descrie Ellen White, cel mai pur, cel mai limpede must care a fost dat vreodată oamenilor a fost ceea ce a făcut Iisus cu ocazia aceea. Eu am toată convingerea că nu a fost o băutură alcoolică, pentru că nu-L văd pe Dumnezeu după ce oamenii, nu știu, petrecuseră, să le mai dea încă ceva care să le accentueze starea de și nu e niciun raport că s-ar de ebrietate. Acolo, de ebrietate. Da. Da. Mă gândesc la ceea ce spuneai, Lucian, și anume în momentul în care Domnul Hristos doar s-a uitat la vasele acelea, puterea creatoare, El zice și se face, a transformat apa aceea în cel mai bun must. Eu aș vrea să adaug că în detaliu din text spune așa, că Iisus le-a zis: acum scoateți și duceți nunului. Și când au ajuns, când apa a ajuns la nun, la organizatorul fiestei, el a probat deja și era vin. Deci erau semne. Gândiți-vă, nu e vorba doar de minune. Semnul transmite ceva, e o lecție, o învățătură. Dincolo, minunea te surprinde. Uh-huh. Și ideea pe care eu o văd din text este că atunci când tu împărtășești ceea ce ai, ceea ce obții, atunci se întâmplă minunea. Și cu cunoașterea Evangheliei și cu studiul lecțiunii, când avem. Deci, ok, ne putem bucura și noi că avem vasele pline la studiul lecțiunii, dar atunci când noi împărtășim Evanghelia lui Hristos cu cineva, când invităm la o lucrare, la o evangelizare, la prezentarea Evangheliei, etc., etc., atunci apa aceea, incoloră, inodoră și insipită, se transformă în vinul parfumat al Evangheliei. Da, mulțumesc că am putea scoate atâtea frumusețe, atâtea idei frumoase din... Mergem mai departe. Mergem în Galileea. Domnul Hristos se întoarce acolo în Galileea și în Capernaum vindecă pe fiul unui slujbaș împărătesc, care ulterior minunii crede atât el cât și casa lui, crede în Domnul Hristos și îl primește ca mântuitor. Mă provoacă însă replica Domnului Iisus: dacă nu vedeți semne, nu credeți? Și după ce dă replica asta, face minunea. Nu face minunea și după aceea. Întâi le spune asta. De ce acest răspuns care pare dur la început? Și răspuns care ar fi putut bloca credința întregii familii și chiar a slujbașului. De ce minunile în sine nu sunt elementul esențial ca oamenii să creadă în Dumnezeu? Și Ștefan, tu ai intrat puțin în subiect, ar vrea să-l detaliem. Dar legându-ne această expresie, trebuie mai întâi să vedeți minunea ca să credeți? Corect, de ce nu credeți corect, înainte? Corect, corect. Când am citit întrebarea ta, mi-a venit în minte textul pe care îl spune Pavel, parcă în Corinteni: iudeii cer minuni, grecii doresc înțelepciune, dar noi provoduim pe Hristos care pentru iudei e o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Replica poate părea dură, dar intrând puțin în detaliu și cu siguranță că doar Iisus cunoștea detaliile, el mai sugerează ideea că cumva acest slujbaș împărătesc venise cu un plan la Iisus. Da? El avea un scenariu pe care și-l făcuse și gândea: dacă Iisus răspunde conform scenariului pe care eu l-am în minte, înseamnă că El este și El este Mesia. Da? Și Domnul tocmai de aceea îi dă această replică dură. El avea ceva credință în suflet, dar avea de asemenea anumite îndoieli și anumite scenarii pe care și le făcuse cu privire la Iisus. Întrebai, de ce minunile nu sunt esențiale? Avem noi o vorbă în popor: orice minune ține 3 zile. Nu? Așa spunem. Farmecul ei se duce repede. Da? Aceiași oameni care au fost impresionați de minunile Domnului Iisus și de semnele pe care le-a făcut de-a lungul vieții pe acest pământ, aceiași oameni care au asistat, poate la un an, doi, o lună, o săptămână, au strigat în piață: răstignește-l. Și atunci, corect, efectul minunii unde era efectul minunii? Ce rost avea? Adică dacă minunea nu se transformă viața și n-ai în spate un fundament serios al credinței tale, minunea nu te ajută prea mult. A fost un spectacol care a trecut. Nu te ajută prea mult. Adică, până la urmă, ei au, răstignându-l,
s-a făcut vinovat de cel mai mare păcat care, care se putea face, cerând moartea Fiului lui Dumnezeu. Ei care la atâtea minuni asistaseră de-a lungul celor 3 ani și jumătate ai vieții Domnului Iisus pe acest pământ. Da, mulțumesc, Lucian. Complementând, am spus și un pic mai înainte, Apostolul Pavel menționează același Pavel care zice că evreii vor semne și minuni, el spune că credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cum credința este legată în mod direct de cuvântul lui Dumnezeu, de auzirea cuvântului, de studierea cuvântului, de evaluarea cuvântului și de decizia de a crede. Cu alte cuvinte, credința are de a face cu al crede pe Dumnezeu pe cuvânt, chiar și atunci când nu ai dovezi sau probe, pentru că atunci când crezi în ceva pentru că ai niște dovezi și probe, vorbim deja de un fapt științific. Și Biblia nu exclude faptele științifice, dar credința apare într-un context anume, și anume, păcatul limitează existența noastră la lumea quadrimensională. Noi nu avem acces la celelalte realități. Îmi spuneam într-o paranteză că am citit de curând într-o carte și un fizician, un astrofizician îmi spunea că din perspectiva fizicienilor există cel puțin 14 dimensiuni, dar noi suntem limitați doar la 4 dintre ele. Din perspectiva aceasta, cum nu avem acces la existența sau la dimensiunea existenței lui Dumnezeu, a îngerilor, etc., ați văzut că în Biblie uneori spune că li s-au deschis ochii și au văzut. Cu alte cuvinte, au avut pentru puțin timp, au avut acces pentru o perioadă scurtă de timp la o altă dimensiune spirituală din perspectiva existenței lui Dumnezeu, a îngerilor, etc. Și atunci Dumnezeu ne-a oferit acest vehicul al credinței prin care noi ne conectăm cu aceste dimensiuni la care nu avem acces, dar nu în van, bazându-ne pe ce? Bazându-ne pe o realitate a existenței lui Dumnezeu care și-a lăsat amprenta în istorie. Și care este această amprentă? Sunt două dintre ele, în mod explicit. Una implicită este natura, dar în mod explicit avem cuvântul lui Dumnezeu care apare la inițiativa lui Dumnezeu și căutând complicitatea omului, respectând libertatea scriitorului, etc. Și pornind de la această premiză, eu îmi bazez credința mea sau... Eu cred că ceea ce spune, ce a transmis autorul, este real, este adevărat și pentru faptul că eu cred în această lume pe care el o descrie la inițiativa lui Dumnezeu, eu sunt mântuit. Tocmai de aceea, uitați-vă că credința aceasta nu este o credință care, hai să credem, sperăm și noi, că sperăm că o să fie într-o zi bine. Nu, nu se referă la treaba asta. Pentru că credința începe în primă fază până la potop cu o tradiție orală că Dumnezeu este creatorul și s-a transmis din generație în generație, dar după potop când apare Scriptura, când Dumnezeu ia inițiativa ca să ne transmită în mod supranatural un mesaj, o reinterpretare a existenței, etc., atunci am menționat înainte la lege și la mărturie. Pentru că dacă nu apelăm la acești factori de autoritate, niciodată nu vom ajunge la lumină, la a cunoaște adevărul. David spune, cuvântul tău este adevărul. O candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul tău este adevărul. Și Ioan 17. Și mi se pare fascinant că Petru, cel care a văzut o mulțime de semne și minuni, aveam cuvântul prorocii făcut și mai tare. Exact. Petru spune, să nu credeți că pentru noi minunile și semnele au avut un impact sau sunt cele pe care se construiește credința noastră? Nu. Și avem cuvântul profeției făcut și mai sigur, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește în întuneric. Cu alte cuvinte, ceea ce ne spune și Moise și Isaia și David și Petru este că dacă credința noastră nu se bazează pe un stă scris, pe un sola scriptura sau inclusiv pe un tot a scriptura, atunci ea devine o credință iluzorie. Și el spune că speranța aceasta în Hristos nu ne înșeală, nu este iluzorie. Și minunea nu are nimic de a face cu cea... Minunea poate apărea acolo ca o dovadă, ca un răspuns al credinței mele. Dar convingerile mele, credința mea nu se fundamentează pe minune. Dacă Dumnezeu intervine, gândiți-vă în primele 3 secole. Dacă ar fi fost, dacă credința creștină s-ar fi construit pe ideologia aceasta a minunilor, în perioada aceasta de 300 de ani de persecuție,
toți ar fi zis, bă, Dumnezeu nu-i cu noi, sigur. Dacă Dumnezeu e cu noi, să facă o minune, să închidă gura leilor, să... Dar în Cartea Evrei, dar în Cartea Evrei ce spune? Ce spune? Unii au închis gura leilor, au făcut asta, au făcut cealaltă, au despărțit apea, au făcut aia. Dar unii au murit în arenă și au dat viața pentru credința lor, etc. Și unii și alții au fost credincioși. Tot prin credință. Corect, corect. Da, mulțumim. Mergem la Scăldătoarea Betesda. O altă minune. Ne pare rău că timpul ne presează și aleargă repede. Acolo se spune că dacă erai bolnav și te duceai la scăldătoarea respectivă, te aruncai în apă la momentul în care un înger venea și tulbura apa și erai vindecat. Aș vrea să vă întreb, chiar venea un înger acolo să tulbure apa, să miște apa? Cine făcea lucrarea asta? Și deși paraliticul vine aici pentru vindecare, uitați-vă că Domnul Iisus îl întreabă, vrei să fii vindecat? Păi, pentru asta am venit, de asta sunt aici, mă chinui să ajung și eu la momentul ăla. Spuneați de credință și acum pare că ne întoarcem pe dos. De ce nu-i verifică Domnul mai întâi credință? Băi, ai credință că eu te pot vindeca fără să te arunci în apă? Nu, Domnul îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Nu-i face cunoscut faptul acesta că are nevoie de credință ca să se vindece și nici nu-i face cunoscut că își suportă consecințele vieții lui. Uite, de asta ești aici, 38 de ani, ai trăit o viață de păcat, nu? Și pur și simplu le întreabă și îl vindecă. Nu este credința preambulul unei minuni? Din nou revin cu ideea asta, pentru că în studiul ăsta trebuie să înțelegem foarte bine relația între credință și minuni. Din ce ne spune textul, că venea un înger, s-ar putea înțelege lucrul acesta, că venea un înger și tulbura apa, dar chiar felul în care Ioan relatează acea minune ne pune față în față cu realitatea că era o credință populară. Se credea. Cum că venea un înger și tulbura apa. De ce spun asta? Pentru că să nu uităm că toate minunile care le găsim în Evanghelia după Ioan transmit un mesaj despre Evanghelie versus tradiție, o religie bazată pe tradiție, pe forme și pe obiceiuri. În cazul acesta, uitați-vă că aici găsim o combinație toxică între tradiții, între ceea ce se credea că, între eforturile personale, primul care ajungea și se arunca. Deci, în realitate, ca să te ajungi să te arunci, nu erai chiar beteac de tot. Ok? Și era și o formă de credință, pentru că ăla care se arunca se vindeca. Dar era suficient. Era o mulțime de orbi, șchiopi, ologi. Cu alte cuvinte, cum descrie Ioan, nu toți aveau... Ăla care era mai sănătos, până la urmă se arunca și se vindeca de o anumită meteahnă care avea, dar unul care era orb și nu vedea pe unde era. La Betesda, cu alte cuvinte, te vindecai dacă credeai în acele tradiții și dacă erai suficient de puternic ca să te arunci primul. Acum, vorbind de o manifestare religioasă sporadică, pentru că din când în când apărea credința lor că era îngerul, bazată pe concepte tradiționale și pe niște eforturi personale. Tu să fii acolo și să te arunci. Acum, într-o astfel de atmosferă spirituală, unde se ajunge? Omul abandonează credința. Cum îl găsim pe slăbănoul acela? La momentul în care Iisus îl întreabă, vrei să fii sănătos, ce spune? Nu, eu n-am pe nimeni. Și aici, iarăși este o idee interesantă, că dacă nu mă pot vindeca prin puterea mea, măcar să mă vindec prin puterile și meritele altcuiva, care e mai sănătos decât mine și mă aruncă în apă. Dar nici măcar pe o astfel de persoană nu avea. Și de multe ori și noi gândim la fel, nu? Dacă suntem mai credincioși și mai pocăiți, putem ajuta sau suntem ajutați. Dar dacă nu, Dumnezeu nu ne ajută. Dacă am avea un alt prezbiter, dacă am merge la altă biserică, poate că s-ar întâmpla și la noi minunea. Dar uitați-vă că am putea adăuga și pastor. Dacă am avea un alt pastor, lucrurile ar merge mai bine, nu? În fond, orice imagine care o găsim acolo este mântuirea prin fapte. Și Iisus ce arată, ce transmite celui om? Că până la urmă nu e vorba nici de tradiție, că nu l-a aruncat în apă, nu e vorba nici de cine să te ajute, sau de că vine îngerul. Dacă tu crezi în Dumnezeu, tu poți fi vindecat. Mi-aduc aminte că Lemai spune clar, cu subiect și predicat, cel care venea acolo și mișca apă era Satana.
Deși... Eu mă abțin. E o tradiție. De obicei, când am fost în Israel, ne-a arătat, ne-a dus la locul respectiv și ne-a arătat cum apa venea undeva din munte și trecea printr-o zonă, pentru că am trecut printr-un tunel, tunelul lui Ezechia, și ajungea într-un spațiu în interior în care nu vorbeam de rocă, ci vorbeam un fel de piatră rohisa, roșiatică, așa cum este fondul acesta. Și când apa când curgea în mod normal, era limpede, cât de cât limpede. Dar uneori se acumulau în anumite vezici, vehiga, mai în sus, în anumite spații, și când se umpleau, dintr-o dată venea cu putere și atunci aducea apa, aducea nămolul acela roșiat care apărea. Da, mulțumesc, da. Ștefan. Aș vrea să merg pe ultima parte a ideii lui Ștefan. Și m-am gândit la întrebare și lăsând la o parte, partea istorică care Ioan n-o prezintă, eu m-am gândit la noi. Și m-am gândit că noi toți suntem la Betesda. Biserica e o scăldătoare. Și noi încă mai așteptăm din când în când îngerul care să vine să miște apa, se întâmplă o minune și noi, și cu noi. La întrebarea lui Iisus, vrei să te faci sănătos? Am răspuns la fel ca paraliticul. Doamne, n-am pe nimeni. Frații nu mă ajută, frații nu mă susțin, pastorul nici atât. Da? Genul ăsta, da, prezbiterii, membrii comitetului, nu sunt ajutat. Eu vreau să mă fac sănătos, de asta sunt aici, de asta am venit, să mă mântuiesc, să ajung în cer. Dar n-am sprijin. Nu? Așa răspundem și noi de foarte multe ori, într-un mod inconștient, fără să ne dăm seama. Cu alte cuvinte, nu prea am șanse. Da? Nu prea am șanse să pot fi ajutat și făcut sănătos. De foarte multe ori evocăm și păcatele, pentru că a făcut acum 38-40 de ani, care nu ne lasă cu adevărat să fim vindecați. Ce trist că, cum spunea Ștefan, încercăm metodele acestea omenești, tradițiile pe care le-am moștenit conștient sau inconștient, și rezolvarea situației noastre nu ține nici de mine, nici de frații mei, ci cine de Iisus. Da? Dacă am răspunde într-un mod sincer și deplin, sau mântuirea noastră este la un răspuns distanță. Da, Doamne, vreau să mă fac sănătos. Și din nefericire încă suntem aici și ne chinuim în Betesda. De fapt, de răspunsul ăsta avea nevoie Domnul Hristos. Da, vreau, și minunea sa, experiența s-a realizat. Mergem la ultima problemă pe care să o rezolvăm astăzi. Acuzația esențială a conducătorilor vremii. Știm că istoria asta continuă cu împietrirea inimii lor, văzând o minune clară. Da? Acuzația esențială a conducătorilor vremii era că Iisus a călcat sabatul, vindecând, făcând această minune în sabat, deși nu era o urgență, spuneau ei, pentru că 38 de ani au trecut și omul ăsta nu s-a vindecat. Și mai mult i-a deranjat faptul că și-a luat rogojina și i-a poruncit să-și ia rogojina și să meargă. Vă întreb, a călcat Iisus sabatul în momentul în care a făcut această minune? Ce argument a folosit pentru a-și dovedi acțiunea lui? Și poate că vă referiți și la ce ar trebui să însemne sabatul în sensul acesta. Da, de obicei, minunea nu schimbă inima. Minunea nu schimbă inima. Corect. Da, e doar o reacție emoțională pe care o avem și atât. Nu spuneam, s-a terminat minunea, după 3 zile ne întoarcem la ale noastre. Sau, Luci, e posibil ca minunea să mă conducă la Hristos și El să mă schimbe, să mă transforme? Asta e altă poveste. E posibil, dar cazurile sunt rare. Asta e altă poveste. Dar de obicei dacă nu suntem ancorați în Scriptură, da, ne pierdem repede nordul. Cum să zic? În fața tuturor minunilor, oamenii pot alege două opțiuni. Da? În fața unei minuni, unii au reacționat într-un fel,
alții într-un fel. Vă amintiți că în Ioan 9, Iisus face o minune grozavă și zice: nu s-a mai pomenit niciodată ca un orb din naștere să fie să vadă din nou. Și aceeași reacție și la aceiași conducători. Da? Aceeași reacție. Acum, atunci când suntem în fața unei minuni, avem o mare responsabilitate și Iisus o spune. Vă amintiți? Spunea Iisus: vai de tine, Hozarine, vai de tine, Betsaido. Dacă s-ar fi făcut, da? Faptul că suntem martori a unei minuni și nu ne schimbăm sau nu-L căutăm pe Iisus, care este autorul minunilor, poartă, sau cum să zic, avem o mare povară sau o mare... E și o acuzație în plus. Exact. Ai avut și minunea, exact, care te putea conduce la mine și n-ai... Capernaume. Dar vei fi, poate, oare până, exact, la cer, dacă s-ar făcut în tine, în Sodoma și Gomora sau în așa, de mult s-ar fi pocăit. Acum, care a fost reacția celor care conduceau Biserica lui Dumnezeu la vremea aceea? A fost una de invidie? Wow! Nu facem treaba asta și atunci ne pierdem influența, ne pierdem puterea, ne pierdem reputația. Și l-au acuzat pe... Și atunci ce facem? Hai să găsim ceva, da? O explicație atunci, teologică. Mulțumesc! Și de obicei aveau atât de multe reguli încât era greu să nu calci una. Era greu să nu calci una. Și interpretarea pe care o dădeau poruncii lui Dumnezeu era una care, în loc omul să fie eliberat și să trăiască în libertate, omul era subjugat și trăia, și trăia în sclavie. Și cu siguranță că Iisus le spune, oare voi când vă luați boul, ce? Adică de ce nu vă lăsați boul să stea fără apă până seara și îl dezlegi la amiază și îl duci să bea apă? Oare omul acesta care de 38 de ani era chinuit mai merita să mai stea câteva ore încă chinuit? Adică mie îmi place, cum și Ștefan foarte mult accentuat de treaba asta, că în centrul Evangheliei este omul. Da? Regulile vin ca să ne ghideze pentru o viață de libertate, dar atunci când regulile vin să ne facă din nou sclav, și Pavel o spune de atâtea ori, da? Nu, noi toți suntem liberi. Da? Omul este centrul atenției lui Dumnezeu. Nu regulile. Corect. Nu că regulile n-ar fi bune, nu vreau să subliniez, dar cred că a prins puțin ideea. Regulile trebuie să ne conducă la Hristos. Ați văzut că Iisus n-a stricat vasele acelea de piatră, le-a umplut cu apă, dar a dat o altă semnătate. Vreau ca să pornesc de la ideea pe care a menționat-o Luci, că Iisus nu l-a mai lăsat câteva ore să se chinuie. În toate evangheliile găsim intervenții ale lui Iisus și vindecări, inclusiv în ziua sabatului. Și mi se pare extrem de relevant mesajul care îl transmite Iisus atunci când vindecă pe cineva în ziua sabatului. O persoană care era bolnavă de ani de zile și căreia Iisus putea să-i spună ce mai contează câteva ore. Deci pentru Iisus vindecarea, experimentarea bucuriei, a desfătării, a sănătății, a condiției depline, era mult mai important, dacă vreți, în ierarhie de valori a lui Iisus, alinarea suferinței era mai importantă decât a face sau nu face lucrare în ziua sabatului. Nu a făcut alte lucrări în ziua sabatului. Deci, ucenicii smulg spice. Cu puținele resurse pe care le aveau, rămăseseră probabil fără să aibă cu ce cumpăra alimente. Pentru că ei trăiau din beneficiile, din dernicia oamenilor. Și în a rezolva acea problemă urgentă care avea de-a face cu prezervarea vieții, Iisus a spus: ok, băieți, mâncați niște grâu, mestecați grâu, nu e nicio problemă, nu? Acum, în contextul acesta înțelegem cuvintele lui Iisus: sabatul a fost făcut pentru om. Nu omul pentru sabat. Omul nu este o piesă care decorează sabatul. Sabatul este un accesoriu divin care îi oferă omului un alt nivel al existenței. Pentru că Biblia vorbește despre sabat în contextul Vechiului Testament, o desfătare, o bucurie. De aceea și Iisus conectează desfătarea cu bucuria și spune: pentru că Fiul omului este Domnul sabatului. Cu alte cuvinte, Iisus le spune: nu vreți să vă relaționați cu Fiul omului?
Și vindecările chiar rolul ăsta l-aveau. Corect. Să producă bucuria în cel corect. Care nu, era apăsat. Exact. Nu vrei să te relaționezi cu Fiul omului, nu ai cum să te bucuri de sabat. Sabatul ajunge să fie o povară, așa cum au descoperit ei, pentru că depărtându-te de sursa, de identitatea celui care a inventat sabatul, nu ai cum să înțelegi bucuria lui, pentru că bucuria aceea vine doar dintr-o relație directă cu Iisus. Și din perspectiva mea, faptul că Iisus i-a cerut, era sâmbătă, ok, i-a cerut să iați patul, bă, era o rogojină, nu era, nu vă imaginați că umbla cu un pat de la Ikea, pe o merge și mergea până acasă, dați-vă la o parte că trec eu cu patul, nu? Era o rogojină pe care omul stătea întins. Era cea mai puternică predică, cum că Dumnezeu era manifestat printre ei, cum că puterea lui Dumnezeu s-a manifestat între ei. Așadar, ei nu trebuia să vadă, nu trebuia să zică, ai făcut o lucrare în sabat. În loc să-l întrebe, wow, cât de mult ne bucurăm că te-ai vindecat. Wow, extraordinar, cum s-a întâmplat lucrul acesta? Dumnezeu fie lăudat. Nu îi îngădui să... Pentru că, cum spunea Luci, din moment ce tu ești fixat pe unde pot să-l prind ca să nu pierd autoritatea, tu atunci aduci scuză teologică. Vezi că nu-i vine să faci... Și de aceea Iisus spune, nu-i dai apă la animal, dar mai mult decât atât, într-o altă ocazie spune, dacă scade animalul, nu-l scoți de acolo. Lasă-l până seara. Mai mult preț pui pe un animal. Dar animalul de povară care îl ducea pe el dintr-o parte în alta era important, dar un om... Da. Cred că în lecția asta am reușit să facem, să punctăm destul de clar relația între semne, minuni și credința în Domnul Hristos, relația personală în Domnul Hristos, care nu trebuie să fie bazată neapărat pe semne și minuni, ci pe stă scris, da? Pe cunoașterea concretă a Domnului Iisus. Mergem la ceea ce numim noi pilula instructorului și aș vrea ca astăzi să ne gândim la un aspect. Ce recomandați unui elev timid? În grupele noastre, în grupele școlii de sabat, sunt și unele persoane care au un fel de fobie, așa, de a se exprima în public. Și nu reușesc să depășească această fobie, să dea un răspuns, să participe la dezbaterea lecției. Ce ați recomanda? Ce i-ați spune omului acela? Cum ați ajuta să iasă din această situație? Fratele meu, eu sunt un elev timid. Și tocmai tu trebuie să dai soluția. Da, eu sunt un elev timid și vă mărturisesc că nu mi-este ușor să vorbesc în public și nici să vin aici. Dar cred că trebuie să ne învingem teama. Mi-amintesc că când mergem spre România și mergem prin Italia, e o porțiune cu foarte multe tuneluri, vă amintiți, nu? Aici la Franța, când asta de azur. Da. Mai încoace. Da, în sfârșit, sunt foarte multe tuneluri și când mergeam și era mai mic, două benzi și foarte multe tiruri în Italia. Și așa familia noastră a inventat un cuvânt, tirofobie. Uh-huh. Da? Lui era teamă de tiruri. Acum, în viață avem multe, multe temeri. Ideea este că provocările vor fi continue. Puțin câte puțin, cred că dacă avem o idee frumoasă pe care Duhul lui Dumnezeu ne-a pus-o în inimă și în minte, cred că ea merită împărtășită fraților din grupa ta. Ei trebuie să o audă. Chiar dacă ți-e teamă să o spui. Poate că vă facem mai stângași cum o fac eu acum, dar cu siguranță că nu trebuie să taci. Deci ideea ar fi nu te teme de o stângăcie. Exact. Duhul lui Dumnezeu poate influența mintea și inima oricui și ceea ce îi pune lui Ștefan în minte nu poate îmi pune mie sau nu poate pune ție și invers. De aceea, fiind mai multe vase, da, putem beneficia de o băutură mult mai variată, un cocktail mai variată și mai și mai gustoasă. De aceea să nu ne temem, pentru că e greu. Eu nu zic cu siguranță că Ștefan ne poate spune, sunt studii care arată că de toate temerile care le are cineva de-a lungul vieții, vorbitul în public este una dintre cele mai cumplite temeri pe care le au oamenii. Dar de aceea și biserica a structurat de forma asta lecțiunea. Pe grupe? În loc să vorbești la 50, 70 sau 100 sau 700 de oameni, în cazul nostru, sau 300 sau 700, vorbești într-o grupă de 4, 5, 6, maxim 10 persoane. Și în felul ăsta e mai ușor
gestiona și, și, și temele aceasta. Chiar dacă vi se pare ca o glumă, și eu am fost foarte timid când eram, când eram cel puțin la liceu, două lucruri îmi vin în minte. Una dintre ele era când mi-au cerut în campus, era undeva în februarie, mi-au cerut, cred că aveam 16 ani, să prezint și eu momentele de rugăciune. Mi-au zis, prezint și tu acolo 20 de minute și apoi face rugăciune. Eu m-am făcut, am repetat în cameră, în fața la colegi, altă, nu știam cum să zic, zic, mă fac de rușine acolo, erau și fete în sală, dă-seama, adolescent cu 16 ani, etc. Și până la urmă am făcut eu un calcul, zic, mă, cam ce am pregătit eu, cam 20 de minute ține. După 10 minute am terminat tema, am zis, acum ne rugăm și am terminat serviciul de vin mai devreme. Dar faptul că am vorbit în fața unui coleg și am exercitat și în mintea mea m-a ajutat, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că cineva te încurajează, aveam examenul de omiletică cu fratele Cristescu și toată lumea știa că la Cristescu și pronunția și cuvintele, totul trebuie să fie perfect. Gestica. Și aveam un coleg atât de intimidat s-a simțit că drăguțul de el a venit în față când trebuia, că toți trebuia să avem câte un mesaj de 5 minute în fața la toți colegii. Și a început pur și simplu să-i tremure barba, facea ceva de genul. Nu mai se putea obține săracul de el de emoție. Și mi-a plăcut foarte mult că, deși eram doar noi colegi acolo, faptul că fratele Luci s-a apropiat de el, fratele Lucian Cristescu s-a apropiat de el, hai că găsești tu cuvintele, despre ce e vorba, ce vrei să ne spui, nu? Și așa omul a reușit să ne transmită un mesaj și a trecut pragul. Deci ideea e când ai și pe cineva care te susține, hai să vedem, mai măcar o idee, spune așa, oricât de timid ar fi, până la urmă rupe și el apa, rupe și el gheața, că până la urmă știți cum e, odată ce ai trecut peste pragul acela în grup, dintr-o dată, e ca un peldaniu, ca o scară mare. Și cum o să zic, oare ce o să zic, oare cum o să zic? Și ai spus lucrul ăla și dintr-o dată, bă, nu era chiar așa cum imaginam eu. Și ai trecut, dintr-o dată începi să ai mai mult curaj. Da, deci ideea ar fi că și instructorul ar trebui să-l încurajeze. Corect, persoana corect. Asta și să-l ajute. Nu ne aduce un răspuns elaborat sau îi pui o întrebare în care omul se uită la tine și nu înțelege nici conceptul întrebării. O întrebare simplă. O întrebare simplă care să-l determine pe el să rupă gheața și să vorbească. Că dacă a vorbit în fața celorlalți și a văzut că ceilalți l-au ascultat și l-au încurajat, wow, super, bravo, bravo. Atunci... Da, mulțumesc, Lucian, mulțumesc, Ștefan, pentru modul în care ne-ați ajutat să înțelegem studiul de astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și până la următoarea noastră întâlnire în școala din Emaus, vă spun la revedere, toate bune și pe curând!